Ioan Rus părăsește PSD și se alătură partidului pro-România condus de Victor Ponta. Informația a fost dată de PS News. Fostul lider social-democrat și-a exprimat nemulțumirea față de PSD încă de acum câteva săptămâni, când a declarat că actualul partid aflat la guvernare a luat-o pe o cale greșită. Fiindcă poporul român are nevoie de social-democrație europeană adevărată ca de aer, pentru că așa e structura populației în care are nevoie de asistență socială și așa mai departe, soluția care Victor Ponta și cu Daniel Constantin, cu domnul Câmpianu o propun, cu Pro-România, poate să fie o soluție. Iar eu îi voi sprijini pe ei. Încă din luna mai, plecarea lui Ioan Rus din PSD devenise previzibilă. În exclusivitate la NCN, Victor Ponta a anunțat în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu faptul că în timpul vizitei sale în Cluj a avut o întâlnire cu fostul ministru. Însă declarațiile șefului Pro-România au fost limitate. Am întâlnit cu Ioan Rus, discutat despre Pro-România? Sigur că am discutat cu, cu toți PSD-iștii din Cluj. Ce părere are Rus despre Pro-România? Eu nu pot să vorbesc în numele altora. Conform PS News, Ioan Rus ar urma să-și dea demisia din PSD în perioada imediat următoare.